Este vorba despre două ajutoare de minimis. Primul se referă la ajutorul de minimis acordat culturilor de spații protejate și aici avem defalcat în două categorii, să spun așa, pentru ciclu 1. Și la ciclu 1 este vorba numai despre sprijin pentru tomate și ciclu 2, unde intră alături de tomate încă alte culturi. Și este vorba despre ardeiul, fie el ardei gras sau ardei lung, sau și ardei lung. Este vorba de castraveți, este vorba despre salată, spanac, ceapă verde și fasole păstăi. Sprijinul pentru tomate, pentru ciclu 1, are ca termen final de depunere a cererilor data de 1 martie. De aceea, cei interesați, cei care au deja culturile înființate, ar trebui să grăbească cu depunerea dosarelor. Pentru ciclu 1 se acordă sprijin de 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați, cu condiția de a se obține minim 3 tone, minim 3.000 de kilograme. Pentru cultura de tomate, la ciclu 2 se acordă 1.000 de euro. Ca și noutate, un fermier care a accesat programul Tomata pe ciclu 1 poate accesa și ciclu 2 cu una dintre culturile menționate. Astfel încât, la sfârșitul anului, el poate încasa 4.000 de euro. Cei care depun pentru ciclu 1 vor trebui să anunțe de două ori direcția agricolă. Este vorba, primul anunț se va face pentru verificarea în teren a existenței culturii, a înființării culturii și a suprafeței. A doua cerere se face în termen de minim 7 zile înaintea de începerea recoltării. Încă o mențiune pentru ciclu 1, valorificarea producției va trebui să se facă până la data de 10 iunie. După data de 10 iunie vor putea să depună dovada valorificării producției, însemnând file din caietul de comercializare pentru persoanele fizice, însemnând bonuri fiscale, facturi însoțite de chitanță pentru persoanele cu statut juridic sau PFA-uri, IU și UF-uri. Pentru ciclu 2, perioada de depunere a cererilor începe în data de de 25 iulie și se încheie pe data de 31 august. Valorificarea producției va trebui să se facă până la data de 9 decembrie. Aici cred că de interes este data cu care încep valorificarea, este vorba de 15 octombrie. Deci începând cu data de 15 octombrie, ei pot vinde, astfel încât să poată facă dovada comercializării producției minime pentru fiecare cultură în parte, aferentă celor 1.000 de metri pătrați. Sprijinul este numai pentru culturi în spații protejate. A doua formă de sprijin, este vorba despre hotărârea de guvern 147, face referire la cultura de usturoi, susținerea fermierilor care și-au ales această cultură. Condițiile la usturoi sunt următoarele, în sensul că un fermier trebuie să cultive în câmp minim 3.000 de metri pătrați. El trebuie să obțină o producție de 3 kg pe 10 metri pătrați. Sprijinul financiar la usturoi nu are limită superioară. Limita superioară fiind ajutorul de minimis de 20.000 de euro pe 3 ani de exerciții financiare. Suprafața minimă este 3.000 de metri pătrați, mulțit cu 3.000 de euro pe hectare, înseamnă 900 de euro pentru cei 3.000 de metri pătrați. Am spus limita superioară fiind cea de 20.000 de euro, dar, atenție, 20.000 de euro calculați pentru anul agricol 2020, 2021 și 2022. Și suprafață? Suprafața împărțim 20.000 de euro la suprafața care o deține și vedem ce... Cât în sensul că dacă cineva... Și am avut un fermier în primul an, un fermier cu suprafață destul de mare. Dacă mi-a venit aminte, undeva la 4 hectare și... El a luat de, în Dâmbovița, da? Un fermier foarte bun. El a luat deja în primul an aproape 14.000 de euro și a mai rămas pentru următorii ani doar 6.000 de euro să mai acceseze.